A fost publicat în Monitorul Oficial de vineri 22 februarie Ordinul Ministrului Educației privind structura viitorului an școlar 2019-2020. Acesta va avea 35 de săptămâni de cursuri structurate după cum urmează. Semestrul 1 va avea 15 săptămâni de cursuri. În perioada 26 octombrie-3 noiembrie, elevii claselor din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar vor fi în vacanță. Vacanța de iarnă va fi intersemestrială și se va desfășura între 21 decembrie 2019 și 12 ianuarie 2020. Semestrul al doilea va avea 20 de săptămâni de cursuri în perioada 13 ianuarie 2020 12 iunie. Vacanța de primăvară va fi programată între 4 aprilie și 21 aprilie 2020. Pe 22 aprilie, elevii se vor întoarce la cursuri până pe 12 iunie. Vacanța de vară va începe la 13 iunie 2020. Pentru clasele a 12-a zi, a 12-a seral și cu frecvență redusă, anul școlar va avea doar 33 de săptămâni de cursuri și se va încheia în data de 29 mai 2020. Pentru clasa a 8-a, anul școlar va avea 34 de săptămâni de cursuri și se va încheia în data de 5 iunie 2020. Pentru clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică, cu excepția claselor a 12-a zi, a 12-a seral și frecvență redusă, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar va avea 37 de săptămâni de cursuri. Programul național Școala Altfel se va desfășura între 7 octombrie 2019 și 29 mai 2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se face de Consiliul de Administrație al unității de învățământ respective. Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice zilele de 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, și de 5 iunie, Ziua Învățătorului. Se mai precizează în Ordinul Ministrului Educației.